Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, din nou la rubrica Cititorii întreabă, Psihologul răspunde. În cadrul acestei frumoase campanii, provocările, problemele și soluțiile relației de cuplu, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi este alături de noi Gina Enache, psihoterapeut și în continuare așteptăm întrebările, eu știu, poate comentariile sau chiar subiecte pe care ni le propune, subiecte, teme de discuție privind viața de cuplu, relația de cuplu în subsolul acestor interviuri sau pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Așadar, rubrica Cititor întreabă, psihologul răspunde în cadrul campaniei Provocările și soluțiile relației de cuplu. Astăzi vorbim de despre uh, bula de cuplu, vorbim despre felul în care uh, o putem crea, despre felul în care avem grijă de ea și o menținem, uh, vorbim despre creierul beligerant versus creierul iubitor uh, și despre multe alte lucruri care țin de uh, o dinamică și de o evoluție echilibrată a relației de cuplu. Pornind de la o recomandare de carte, o prezentare de carte publicată în colecția Apasându o Editurii Herald, este vorba despre configurații pentru iubire de Stan Tetkin. Gina, aș vrea să începem discuția noastră cumva stabilind mai specific ce înseamnă o bulă de cuplu. Faptul că înseamnă poate siguranța Celor doi parteneri în cadrul relației de cuplu. Faptul că înseamnă uh, multă conexiune și multă comunicare. Faptul că înseamnă ca cei doi parteneri să fie empatici și să-și înțeleagă nu doar propriile nevoi, ci și nevoile partenerului și multe, multe altele. Cum facem față și cum gestionăm uh, conflictele în așa fel încât poate să nu devenim nici submisivi, pentru că nu este ok. Să nu devenim nici pasiv-agresivi, dar să nu fim nici reactivi. Adică dacă, dacă vine spre noi pus pe ceartă, să spunem, partenerul cu tendința, sau cu intenția de a crea o atmosferă ostilă sau un mic conflict sau o mică tensiune, noi să nu intrăm în bucla lui negativă, ci să încercăm să ne detașăm puțin și să ne calmăm și să-i sugerăm și lui să se calmeze ca să discutăm și să comunicăm cumva la rece, aș putea spune, și nu la cald sau la fierbinte. Bună, Sorin! În primul rând, îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Carta lui Stan Tatkin, Configurați pentru iubire, este una dintre cărțile mele preferate despre cuplu. O recomand cuplurilor în terapie și o recomand în primul rând și pentru că, E atât de bine structurată și e ca un ghid, așa plin cu tot felul de exerciții prin care ei pot să își construiască și să-și mențină starea asta de siguranță despre care vorbești. Pentru că, în primul rând, să formăm o bulă de cuplu înseamnă să pornim de la sentimentul de siguranță, adică să ne simțim în siguranță unul cu altul. Eu să, în primul rând, să mă simt eu în siguranță. Cu mine să poți să oferi siguranță partenerului și invers, ca să putem să construim această. Ace... Și, într-adevăr, așa cum spui și tu, înseamnă să cunoaștem foarte bine nevoile partenerului, să știm cum ce să-i oferim, cum să reacționăm atunci când el este mai reactiv, mai stresat, mai obosit, pentru că oricât ne-am străduit să nu fie astfel de momente, în orice relație normală, sănătoasă, și momente de reactivitate, de stres, de oboseală și atunci cel care are mai multe resurse în situația respectivă ar fi bine cumva să aibă înțelepciunea să poată să ofere siguranță partenerului și să nu intre cumva în lupta asta de putere. Adică asta ne îndepărtează de bula de cuplu despre care vorbim. Deci, în primul rând, da, pornim de la siguranță, să ne simțim în siguranță cu partenerul și asta înseamnă uh, să avem discuții constant cu celălalt uh, și când spun constant mă refer. Uh, Chiar săptămânal să fie niște discuții care, da, pot să fie mai inconfortabile, dar care ne ajută foarte mult să ne apropiem și să înțelegem ce impact au comportamentele noastre, reacțiile noastre asupra celuilalt, cum le interpretează el sau ea și ce ar avea nevoie în momentele respective, să învățăm să prevenim cumva cât mai mult. Momentele în care ne rănim unul pe altul. De ce există după perioada proiecțiilor, hai să spunem primele luni de relație, în care totul ni se pare foarte ok. Și aici am sentimentul că cred, cred, nu știu, cred, 99,9% din, din relații, toate debutează la fel sau aproape la fel în care cei doi parteneri încearcă să se impresioneze, să se sensibilizeze unul pe celălalt, să dea tot ce e mai bun, să arate cât de dezirabili sunt da, pentru, pentru parteneri, în așa fel încât să cucerească. Și e normal, mai ales ceea ce vine dinspre bărbat spre femeie. Partea aceasta de joc al, al seducției și de cucere mi se pare foarte, foarte ok. Doar că după stingerea, fazei sau perioadei hormonale, da, unde există multă, multă adrenalină și există multă pasiune, hai să zicem că după un an de zile, după unii specialiști, poate un an jumate sau chiar doi, toată această pasiune se stinge. Ies la iveală defectele de pe care noi nu le-am văzut la începutul relației. Da? Am avut acel văl de, de ceață pe, pe ochi. Și apare lupta pentru putere. De ce apare lupta pentru putere în cuplu? O întrebare foarte faină. Și pot să fie multe lupte, astfel de lupte pentru putere în cadrul relației. Nu trebuie să fie neapărat doar una. Dar apare pentru că, așa cum zici și tu la început, avem așa ca o pată oarbă, adică nu vedem. Anumite semne, lucruri care ne-ar afecta, ci tindem să ne creăm niște așteptări foarte mari de la partener, în funcție de nevoile pe care le avem noi, și să avem așa niște fantezii, cum partenerul sau partenera ne va vindeca, va veni în întâmpinarea tuturor nevoilor noastre cele mai profunde și uh, o să fie, na, cumva, salvatorul și sprijinul pe care îl așteptam. În perioada asta de îndrăgostire este foarte dificil să ieși din aceste fantezii, ar fi minunat să se întâmple, dar fiind așa în faza de îndrăgostire, mai greu să vezi lucrurile sau să le E în considerare. Ți se pare atunci că e mai ușor să treci peste ele, că nu e așa mare lucru, rămâi cumva conectat tot la iluziile astea despre cum celălalt o să fie acolo pentru tine, o să te înțeleagă așa cum aveai tu nevoie să fii înțeles. E tot ce îți trebuie, știi, în prima fază. Și apoi, pe măsură ce se duce starea asta de îndrăgostire, Uh, încep să revezi lucrurile care te afectează, dar nemai fiind această bază, așa, acest buffer, să-i zic, uh, cumva le, le luăm mult mai personal. Adică ne simțim mult mai răniți de acțiunile partenerului, de comportamentele lui, chiar dacă comportamentele astea erau și înainte acolo, oricât ar fi într-o casă la acopere. Nu, nu e ca și cum nu le putem vedea sau nu le are. Și atunci ne luăm mult mai personal. De asta apare lupta pentru putere. Și atunci când se duce la amândoi faza de îndrăgostire, e mai ușor să se să, să ia lucrurile personal și să se încrânceneze, așa cumva să aibă dreptate. Eu am dreptate, ba nu, eu am dreptate. Eu văd lucrurile clar. Eu, ba nu, eu le văd mult mai clar, știi cumva? Și de aici din încrâncenarea asta pentru a avea dreptate, apare apar foarte multe conflicte și tensiuni. De altfel și, se și spune, de altfel să și spunem cer scuze că cel care își dorește să aibă ultimul cuvânt în, în cuplu sau uh, să aibă dreptate mai totdeauna, uh, nu face decât să distrugă relația. Se gândește mai degrabă la propriul lui ego decât la binele relației. Acum, binele relației nu înseamnă, cum spuneam eu mai devreme, nu înseamnă nici să cedezi tot timpul. Pentru că și aici există o tendință, uh, tendința de a face compromisuri la nesfârșit pentru a fi bine îți dorește atât de mult să fie bine încât lași, lași, lași de la tine. Da? Și devii, un, devii non-conflictual. Da? Asta e eticheta ta și de fapt ți-o asum cumva, că ești foarte evitant. Vrei să eviți conflictul cu orice preț, motiv pentru care eviți confruntarea. Chiar dacă tu consideri că ai dreptate, decât să intri într-un clinch sau într-o discuție cu cel, mai bine, bun, știi că ai dreptate, Lași ca el, da, și rămâi tu doar în sufletul tău sau în mintea ta cu acest lucru. Dar lucrurile astea, din păcate, când vorbim despre extreme, pot, pot degenera. E adevărat că lucrurile care ne impresionează și pe care le iubim la început, sau care ne plac la partener, ajung peste ani de zile să. Deterioreze cumva relația. Deci, taman, lucrurile care ne, ne plac la începutul relației, după mulți ani, să spunem, tocmai alea sunt cele care ajung să ne streseze și să ne enerveze mai tare. De multe ori, da, poate nu toate, dar multe dintre ele, da, se întâmplă să ajungă la un moment dat să ne enerveze, și să ne irite mai mult decât ne plăceau la început. Și asta pentru că poate fi și din niște lipsuri personale. Adică, să-ți dau un exemplu foarte frecvent, se întâmplă ca unul dintre parteneri să se îndrăgostească de celălalt pentru că este foarte. Deschis, foarte sociabil, flexibil, mai boem, într-un fel. Și el, pe de altă parte, sau ea, este o persoană, o fire mai structurată, mai atentă la detalii, cu un program bine stabilit, cu niște rutine și cumva vede chestia asta de flexibilitate ca pe ceva ce și-ar dori ca pe ceva minunat, extraordinar. Uite cum, ce minunat e el sau ea, cum face asta, eu nu fac asta. Și atunci aici vine și dintr-o lipsă a celui care se îndrăgostește de trăsătura asta, pe de parte, pentru că nu își oferă și momente de joacă, de flexibilitate, de relaxare și atunci se bazează pe celălalt să-i ofere aceste lucruri, într-un fel. De asta, la un moment dat, pe măsură ce relația merge înainte și ei funcționează destul de diferit în continuare, pot să apară aceste tensiuni, pentru că nu, de fapt, cumva, mă aștept de la celălalt să îmi îndeplinească o nevoie, dar eu nu fac ceva pentru nevoia mea, eu funcționez în continuare la fel cum funcționam și până acum, și la un moment dat devine enervant că nu funcționează ca mine. E, e un paradox, într-adevăr, dar cam așa funcționăm în paradoxuri de multe ori. Ce înseamnă. Dacă stăm să ne referim la conceptele din cartea lui Stan Tetlin, configurați pentru iubire, creier beligerant, da? un fel de creier conflictual, pus tot timpul pe, pe ceartă, versus un creier iubitor, care este de altfel și idealul de a ajunge la acel creier iubitor, cel care transmite întotdeauna mesaje pozitive, Vorbim despre bunătate, despre compasiune, despre empatie și despre înțelegere, comunicare și multe alte valori Noi avem ambele părți, fiecare dintre noi Adică nu este doar un creier conflictual și doar un creier înțelet, ca să zic așa Avem din ambele, fiecare dintre noi Uh, și e firesc că atunci când nu ne simțim în siguranță, să răspundă mai mult uh, creierul primar. Uh, bine, acum vorbim despre un întreg, deci e un creier întreg, dar în, ca, să, ca să fie mai clar, o să vorbim așa împărțit cumva. Uh, atunci când ne simțim în siguranță și intrăm în starea de alertă, răspunde mai mult creierul emoțional. De asta spuneam mai devreme că e important ca partenerul care are mai multe resurse să vadă cumva în spatele comportamentului celui care e mai reactiv, să nu intre în momentul respectiv în conflict, ci cumva să lase un pic de timp ca și celălalt să se liniștească, să-i poată oferi starea aia de siguranță, ca să aibă o discuție mai rațională, cu mai multă înțelegere și claritate pentru amândoi, atunci când amândoi sunt într-o stare mai de, de calm, așa, de mai mare liniște. Ți-am răspuns? Da, 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 De ce ai recomandat o cartea lui Stan Tedkin Hai să spunem atât specialiștilor, psihoterapeuților, dar chiar și Publicului larg, cei pasionați de uh, a afla cât mai multe lucruri despre felul în care funcționează o relație de cuplu, despre dinamica și evoluția unei relații de cuplu. Da, cum ți-am zis la început, e una dintre cărțile mele preferate, în primul rând pentru că e foarte bine structurată, are fiecare capitol e cât un pas, câte un aspect pe care să-l luăm în calcul atunci când vrem să lucrăm la relația de cuplu și uh, Lucrul care îmi place cel mai mult la carte este faptul că vine cu multe exerciții, multe întrebări de reflexie și îl recomand, recomand Cartea Cuplurilor să o citească și să o parcurgă împreună, tocmai pentru că răspunzând la întrebări, trecând prin exercițiile pe care ele recomandă, pot să se cunoască mai bine, să se apropie mai mult, să își descopere și ei înșiși nevoile și pe ale partenerului. Exercițiile sunt pe extraordinare și un alt lucru care mă încântă foarte mult la carte este că se bazează destul de mult pe cercetare și pe neuroștiință. Pentru mine asta e un aspect important, pentru că și pe mine mă preocupă să înțeleg ce se întâmplă concret în creierul și în corpul nostru în anumite momente. Nu doar să povestim așa despre cum interpretăm, cum credem noi că se întâmplă lucrurile. Deci, faptul, pe mine asta m-a cucerit <gură> cel mai mult, faptul că uh, e, se bazează și pe neuroștiințe și exercițiile cu care vine în carte. O întrebare. Nu știu dacă neapărat. Uh provocatoare Dar Din multitudinea de întrebări Care mi-au venit și care îmi vin în minte Poate nu avem noi timpul necesar să, să le discutăm pe toate Care ar fi Nici mă feresc de cuvântul secret Cum mă feresc de cuvântul rețetă Dar care ar fi Ideea Unei uh, Relații cât mai longe vive. Cum ar, trebui, cum ar trebui, să fie cei doi parteneri? Uite, foarte pe scurt îmi vine în minte o chestie și mă gândesc la felul următor, și poate pornim răspunsul de la întrebare să vină pe fundamentul acesta. Am sentimentul că există, o, există două variante legate de vârstă. De vârsta partenerilor. E foarte posibil ca doi parteneri care se cunosc foarte de tineri și am întâlnit cazuri personale, se cunosc pe la 17-18 ani, da? cresc împreună când creierul nu este pe deplin format uh -huh. și ei cresc împreună. Poate nici unele obiceiuri sau unele rutine sau unele ritualuri, cum vrei noi să le numim, nu sunt perfect formate. Pentru viața de cuplu mă refer Da, și cumva fuziunea este mult mai mare Fuziunea atunci. este mult mai mare, exact Și um, Anii trec Cei doi parcă ajung Să împrumute unul de la celălalt Să împrumute Obiceiuri Și tot felul de ritualuri Era o vorbă cu mulți, mulți, mulți Ani în urmă Că unii parteneri ajung după mulți ani de căsnicie Să semene unii, unul cu celălalt Fizic. Da, e. pentru că, într-adevăr, pun și crește fuziunea. Exact. Pe de o parte. Pe de altă parte, din punct de vedere al maturizării emoționale, sunt adeptul, să spunem, deși e mai mare dragul să mă uit la o pereche care sunt împreună de la 18 ani, da, acum au 48 de ani, da? asta înseamnă 30 de ani împreună, și spui, wow, cât de frumos și încă se înțeleg bine. Sunt funcționali. Cu mici conflicte, dar sunt funcționali. Și mi-e mai mare dragul să-i văd. Pe de altă parte, mă gândesc la alt aspect, la faptul că cu cât înaintezi în vârstă, să spunem, nu știu, și te coci mai bine, atât ca bărbat cât și ca femeie, undeva în jurul vârste de 34-35 de ani, 36 de ani, faci pasul de a oficializa, să spunem, o relație, da? Căsătoria. Și Mă gândesc că și varianta asta este foarte uh, viabilă. Pentru că, până la vârsta respectivă, ai reușit să înveți anumite lucruri. Să sperăm că ai reușit să înveți anumite lucruri. Și atunci, intri cu. Se presupune că intri cu puțin mai multă înțelepciune, fiind mai matur emoțional, într-o relație și că sunt șanse ca acea relație să reziste mai mult. Um. Aici nu. Da, în principiu, dacă ești mai matur emoțional, dacă ajungi în punct în care ești matur emoțional, este mai ușor să funcționeze relația pentru că uh, ai mai multă înțelepciune, ai mai multă răbdare, poți să fii mai înțelegător cu celălalt, dar uh, vârsta nu e singurul criteriu de luat în calcul, pentru că poți fi oameni care au o vârstă înaintată și nu sunt, de fapt, maturi emoțional. Uh, și nu-i nu ajută. Adică uh, e important să treci așa prin diverse experiențe, să ai niște relații uh, din care să înveți, să explorezi un pic, uh, ca să-ți formezi această maturitate emoțională. Uh, și mă gândeam uh, de la ce pornise uh, întrebarea ta. Uh, Poți să-mi amintești că început să cu altceva și am vrut să-ți răspund și m-am... Care ar fi rețeta sau secretul? Rețeta. Deși spuneam că mă, mă, mă fereste aceste ideale. două cuvinte, dacă apar pe toate cărțile. Da. Șapte pași pentru o rețetă de succes, nu știu ce și așa mai departe. Și am așa am un pic știu. de... Dar cum, cum, cum ajunge o, 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 o relație de cuplu să devină longevivă? Da? Nu știu, te uiți la... Ma, nu parte, aș nu... Nicio... Uh, scuza -mă. Uh, nu mă Nu ai zice o capă rețetă neapărat, dar sunt niște lucruri de bază pe care să le luăm în calcul atunci când ne uităm la o relație de succes pe termen lung. Și din cercetările, uh, e o cercetare longitudinală pe care au făcut -o cei de la Harvard, de exemplu, pe uh, ce ne oferă starea, starea de bine pe termen lung în relație. Și uh, când zic longitudinală, mă refer la 70-80 de ani. În care au urmărit uh, oameni, relații, adică, uh, din punctul meu de vedere, de luat în calcul. Uh, și asta ne spune că uh, cel mai important este să fim deschiși uh, și să avem puterea asta de a-l înțelege pe partener. Pentru că diferența între noi o să fie mereu. O să fie, ori, în orice relație normală, sănătoasă, cum ziceam mai devreme, o să fie conflicte, tensiuni, o să fie crize în relație, mai ales pe termen lung. Adică nu ne putem aștepta să fie o relație fără tensiuni, fără crize, fără perioade grele. Fac parte din viață. Nu există. Nu asta înseamnă o relație sănătoasă. O relație Ai. sănătoasă înseamnă ca în perioadele astea dificile, să ne păstrăm angajamentul față de partener și asta iar e un lucru important, deci angajamentul. de Deschiderea, curiozitatea asta, de a înțelege, de a îi fi alături în perioadele în care ne e greu amândurora, și uh, înțelegerea, uh, blândețea față de stările prin care trece, o dificultățile prin care trece. Sigur, sunt multe alte lucruri pe care să le punem și multe principii, rețete, cum spuneai tu, tehnici pe care să le punem în aplicare, dar așa de bază pe asta m-aș concentra. Deci, angajament, deschidere și înțelegere. Deci asta... Pentru că atunci când suntem deschiși, chiar dacă suntem diferiți, e mult mai ușor să integrăm și perspectiva celuilalt. Că poți să înțeleg că ești diferit de mine, Poți să înțeleg că tu vezi lucrurile diferici, că nu trebuie neapărat să fim de acord în absolut orice. Poți să înțeleg că o să fie lucruri pe care nu le rezolvăm imediat sau poate pe care nu le rezolvăm ani de zile. Nu trebuie să ne punem de acord în absolut orice din viața noastră. Și asta mă ține oamenii împreună. De faptul că nu vreau să țin cu dinții de un subiect, de o rezolvare, de o soluție. De altfel, se și spune, apropo de o vorbă foarte, foarte veche, o sintagmă veche de tot, uh, contrariile se atrag. Se și spune, de altfel, că uh, diferențele sunt cele care țin doi oameni împreună într-o relație de cuplu. Mai degrabă diferențele decât, uh, nu știu, lucrurile comune. Da, pentru că pot avea, să spunem, deși în faza de proiecții și am observat un lucru, în faza de proiecții la începutul relației, ai sentimentul că nu diferențele, ci aceleași nevoi, aceleași chestii din copilărie, poate aceleași niște similarități între uh, uh, experiențele de viață ale celor doi, alea îți dau sentimentul sentimentul acela că semen cu celălalt. Și apar niște chestii atât de idilice Apropo de iubirea romantică Doamne, și tu gândești la fel Dar să știi că și eu m-am gândit la fel Sau Vai dacă te-aș fi întâlnit în urmă cu 20 de ani Îți dai seama că în urmă cu 20 de ani Omul ăla gândea cu totul diferit El gândește acum așa Și poate rezonezi cu el la începutul relației Și multe, multe alte lucruri care țin de, de, de proiecții Și ai sentimentul de altfel se și spune și știi și tu foarte bine niște mituri care ar trebui demontate așa încet, încet. Suflet, pereche, jumătatea ta și chestii de genul ăsta, care de altfel nu, din punctul meu de vedere, da, am crezut și eu cu mulți ani în urmă în ele. Idealist vorbind. Dar nu cred, că, nu cred că există așa ceva. Adică până la urmă merg pe ideea construcției. Da, o relație înseamnă foarte multă muncă, efort. Muncă. Construcție. Asta este. Muncă și construcție. Pentru că altfel, dacă, dacă și cineva îmi spunea tot așa într-un material, într-un interviu foarte frumos, și am găsit chestia asta și pe, pe net, și pe rețelele de socializare, și într-adevăr așa este. Multă lume are senzația, sentimentul, că iubirea este suficientă. Nu, iubirea nu este suficientă. Deloc. Acum depinde ce înseamnă iubire pentru ei. Că dacă iubire înseamnă perioada aia de îndrăgostire, aia nu e iubire matură. Da, Iubirea de... matură înseamnă să rămân acolo în momentele în care e greu. Înseamnă de... să fac niște lucruri pentru parteneri, chiar dacă pentru mine nu sunt o prioritate. Da, niște mici compromisuri. Și atașamentul iarăși mi se pare foarte important, deși se, se tot încearcă diferențierea aceasta între iubire și uh, atașament De ce stai într-o relație? Una o vine și spune, păi din iubire, îl iubesc sau o iubesc Și de fapt stai că nu e iubire acolo, acolo este atașament Poate este și obișnuință, poate este o mică dependență uh, emoțională Dar chiar și atașamentul ăla, iubirea se estompează dacă ne referim la pasiune de-a lungul anilor. Este evident și este de altfel și foarte normal și sănătos că nu ai cum să fii așa cum ești în primele luni de relație cu cineva, dacă ajungi 20 de ani, 25 de ani în relație cu persoana respectivă, peste 20-25 de ani, nu ai cum să fii chiar la începutul relației. Pentru că să în fii... 20-25 de ani fiecare trece prin tot felul de experiențe exact. care îi mai timpă percepția, îl mai maturizează, nu mai ești fix aceeași persoană, din nu fericire. Stai. Din fericire <laughs> și mai e un aspect, nu poți să ții pasul. Adică dacă în primele luni, aproape în fiecare zi, dacă nu în fiecare zi, fiind îndrăgostit sau îndrăgostită, te manifesta într-un anumit fel, după 20-25 de ani, nu mai poți chiar în fiecare zi. Nu mai aduci flori în fiecare zi, dar poți să o faci o dată la o săptămână sau la o săptămână jumate. Nu mai aduci cadou, nu știu, zic și eu acum, vorbesc de bărbații romani. Nu mai aduci un cadou în fiecare zi sau o dată la, la două, la două, la două, trei zile. Dar o poți face o dată la o săptămână, la o săptămână jumate, două săptămâni. Cred că e chestie de ritualuri și de felul în care simte fiecare. Dar da, e clar contează că... mult ritualurile. E și, că, surprizele. și surprizele. Sunt niște ingrediente exact ce, pe care le-aș adăuga la ceea ce ai spus tu puțin mai, mm -hmm. mai devreme. Asta ține de muncă și ține de, fac eu această comparație așa mai plastică, legat de faptul că îmi imaginez relația de cuplu o grădină. Și vine grădinarul și o sapă și o plivește și pune semințe și cresc tufe frumoase de trandafiri și poate pom fructifer și așa mai departe. E, soare, apă, tot ce are nevoie, îngrășământ. În momentul în care grădinarul se lasă pe tânjală, da, cum se întâmplă? Și de regulă se spune că bărbații fac chestia asta. Uh, intră într-o stare așa de relaxare bărbatul, el cu ceritorul. Vânătorul ancestral, care după ce a reușit să cucerească femeia, are acel sentiment, iarăși, straniu, dar ăsta este adevărul. L-am trăit cu toții, l-am trăit și eu. De ce să mint? A, bun. E sentimentul acela de familiaritate. Bun. Acum am reușit să fac lucrul ăsta. Nu o să depun în fiecare zi muncă și efort, da? Mai ales că nu ești obișnuit cu munca și cu efortul. Nimeni în copilărie tatăl sau ă, alți adulți din copilăria ta nu te-au învățat acest limbaj al iubirii. Vezi că pentru o căznicie bună trebuie să muncești în fiecare zi. Cine da, și, mai sunt și mai sunt și miturile astea spre care vorbeai tu mai devreme cu sufletul pereche, care dăunează enorm relațiilor, pentru că dacă tu ai impresia că o să găsești îl găsești pe uh, acela special care o să te vindece și o să fie uh, perfect așa pentru tine, um, când îți dai seama că în realitate, de fapt, uh, e nevoie să depui efort și că sunt momente, și momente grele și perioade dificile în relație și crize, atunci te gândești, ok, e greu, înseamnă că nu e sufletul pereche. Dacă trebuie să muncești pentru relație, înseamnă că nu e iubire. Și, de fapt, tocmai aici dăunează aceste mituri pentru că nu sunt conforme cu realitatea. Exact. Știi de ce? Pentru că noi, când vorbim despre jumătate sau despre suflet pereche, ne gândim la un dat. Adică la ceva care, Băie, e firesc, adică, am avut norocul să dau peste un suflet perechi. Da? E ca și cum pică din cer. Da. da. Ori or lucrurile nu stau așa. Da, într-adevăr, există compatibilități mai mari sau compatibilități mai mici, mai multe sau mai puține între cei doi parteneri. Tocmai pentru că suntem diferiți. Dar munca nu este exclusă. Eforturile da. pe care le faci în relație. Nu se, nu se exclud. Știi că nu ai dat peste Dalai Lama, care toată ziua este numai fiu, zen, da, și plin de compasiune, de iubire și de bunătate, și e suficient. Nu. Sunt și alte, alte lucruri care trebuie să le faci cumva față. Sunt provocări, da, vin facturi de plătit, copii de crescut, de îngrijit, de educat, de piață de făcut, mâncare, curățenie și câte și mai câte. Cum le faci față? tuturor acestor tascuri, sarcini, provocări zilnice, dar să le faci față cumva cu zâmbetul pe buze. Și fără nervi, fără. Și asta, e un, și asta e un mit, pentru că e firesc să te mai și enervezi, e firesc să te mai și îngrijorezi, să treci prin tot felul de stări, de emoții pe care, na, de care mulți se feresc. asta e normal. Emoțiile astea sunt de ajutor, au și ele o funcție, un rol. De asta le și avem. Nu, nu e o așteptare realistă că ar trebui să trec prin viață zen. Da. Se întâmplă să-i vedem pe acei călugări budiști sau pe Dalai Lama, cum ziceai și tu, da, dar ei trăiesc într o alt, alt fel de lume, nu în societatea în care trăim noi până la urmă. Și nu e realist să ne așteptăm că trăim zen și nu, nu avem reacții și emoții. O uh, apropo de asta uh, îmi place o chestie. Uh, amicul vulpescu pe care l-am invocat eu la un moment dat la începutul discuției noastre, are un articol interesant care spune multe. Zice: Omul meu bun, așa se intitulează, omul meu bun e bun până când se enervează ori asta s-ar traduce în faptul că mă, hai să acordăm circumstanțe atenuante și hai să înțelegem faptul că toți până la urmă suntem oameni și toți suntem supuși unor emoții la un moment dat, unor emoții negative. Da? Și că nu trebuie să ne etichetăm reciproc sau să ne judecăm dacă unul a avut un moment în care, da, a trântit sau a eu mai știu ce Dumnezeu a făcut, da? și să punem cumva acea etichetă că așa ar fi acel om. Doar pentru faptul că a avut niște momente rare, răzlețe, să spunem, sporadice, în care a avut niște reacții în care, să zicem că nu s-a controlat. Probabil că a avut o frustrare sau mai multe frustrări acumulate de-a lungul timpului pe care le-a ținut acolo în oala cu presiune, cum îmi place mie să spun, și are la un moment dat au explodat. Deci, nu da, poveste. e o chestie firească, e absolut normal. Să avem nervi, furie, să ne frustrăm, să ne îngrijorăm, să le privim cu mai multă acceptare, pentru că e nerealist. Nu există om care să nu treacă prin ele. Poate dar... unii mai intens, alții mai puțin intens, da, dar fără, nu prea. Trebuie să învățăm doar cum să le facem față. Și apropo de momentele astea în care celălalt răbufnește, uh, gândește-te ce valoros este atunci când ești într-un impas, ești super obosit cu resursele pe minus, ai avut o zi grea și răbufnești celălalt nu te uh, atacă atunci când tu când ție ți e foarte greu. Atunci ai nevoie cel mai mult de sprijin. De când susținere. -e exact. Da. Da, foarte interesant și sper să mai continuăm discuțiile pe tema relațiilor de cuplu. Dragii noștri, a fost alături de noi Gina Enache, psihoterapeut. Am vorbit despre cartea lui Stan Tedkin, o carte admirabilă, o carte remarcabilă, configurație pentru iubire publicată în colecția PAS în 2. Noi așteptăm, cum spuneam în continuare, întrebările dumneavoastră, comentariile la această campanie Provocările și soluții relații de cuplu, rubrica Cititorii întreabă, psihologul răspunde Vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi Ne vedem data viitoare, până atunci să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută La revedere! Mulțumesc, Sorin! La revedere!